Îmbrățișarea cu leul de mare. Acest om a ajuns într-o situație care se întâmplă doar o dată în viață. De el s-a apropiat un leu de mare care voia să se îmbrățișeze cu el. De la început, se învârtea în jurul omului și părea că vrea să-l muște de cap, dar nu era așa. Femela doar voia să comunice cu omul pe care l-a întâlnit. Bărbatul și leul de mare s-au cuprins, după care omul s-a întors pe barcă. Animalul însă nu prea voia să-l lase să plece. Dintre toate lucrurile ciudate pe care le-a întâlnit omul, ăsta e cel mai ciudat. E un caras din Cape Cod. În gura lui există rânduri de dinți ideale, care arată ca visul unui dentist. Dar un pește cu așa dinți e o priveliște foarte ciudată. Dinții de genul ăsta sunt predestinați măcinării, nu mestecării hrănei. În special sunt buni pentru scoicile dure, iar în dieta peștelui ele intră. De asemenea, acest locuitor acvatic poartă nume de carasul cu cap de berbec, din cauza asemănării lui cu botul unei oi. Rechinul mușcă barca. Toți știm că rechinii sunt prădători. Ei iubesc să muște și încearcă să atace orice le înmerește în cale. Sunt gata să atace chiar și o barcă. Cu părere de rău, era o barcă gonflabilă. Dar pescarii totuși au reușit să ajungă la mal la timp. De aia nu s-au unecat. După cuvintele martorilor, era doar curiozitate. Rechinul de fapt nu ataca. Oricum nu ar fi, arată asta destul de ciudat. O situație periculoasă. În timpul unei călătorii de cercetare, acești oameni se ocupau de treburile lor obișnuite, fără să presupună ce îi așteaptă. Ei căutau un rechin alb mare. Bărbatul de pe punte habar n-avea că un rechin se află chiar sub el și avea de gând să-l atace. Bine că era pe o platformă destul de înaltă și rigidă. De altfel, ajungea în apă. Uimitor cât de exact a fost atacul și cum rechinul știa sigur unde stătea bărbatul. Rechinul care aterizează pe barcă. Imaginați-vă că sunteți un pescar care face bani capturând pește în ocean. Toți sunt fericiți și mulțumiți că prind kilograme întregi de pești mici și când dintr-o dată un rechin uriaș decide să sară din apă și să aterizeze fix pe barca dumneavoastră. S-a zvârcolit un pic și apoi s-a oprit fiindcă știa că s-a blocat și că nu poate ieși fără ajutor străin. Deși videoul se termină cu asta, nu vă faceți griji, rechinul a rămas nevătămat și l-au ajutat să ajungă înapoi în apă. Peștele trofeu. Acești doi pescari au prins doi pești mari și erau foarte ocupați să facă poze cu trofeile lor. În acest timp, un leu de mare a observat viitorul său prânz și a decis că va face rost de el cu orice preț. Leul s-a apropiat de bărbați, a sărit din apă și peste o secundă a plecat, împreună cu peștele său. L-ați recunoscut? Era Pancho! Capcanele de bambus. Secolele de pescuit au schimbat mult această ocupație, dar uneori chiar și o invenție atât de simplă aduc captură bună. Uitați-vă cum acești pescari deștepți ademenesc peștii chiar și în capcana lor. Ei bagă vârfurile de bambus în noroi pentru a conecta apa de mică adâncime cu gaura de lângă mal. Dacă acolo se mai și adaugă un pic de momeală, peștele efectiv merge prin bambus spre miros și astfel nimerește în capcana. Cel mai crud mod de a prinde peștele este electropescuitul. Oricât de groaznic n-ar părea, pescarii din întreaga lume folosesc această metodă pentru a primi rapid o cantitate mare de captură. În special se folosește des în râuri, lacuri și alte corpuri de apă dulce. Pentru pescari e o modalitate simplă și peștele n-are posibilitatea de a fugi sau de a se apăra. În multe țări, o asemenea modalitate de pescuit este interzisă. Atacul rechinului alb. Știm că rechinii albi sunt vânători, ei vânează victima și apoi o atacă, dar uneori vor să fie leneși și lasă pescarii să facă o mare parte din treabă, apoi rup o bucată mare din pește, lăsând totuși o mică parte și pescarilor. Acest rechin a făcut asta nu odată, dar de două ori. De fiecare dată când omul prinde un pește, el mușcă jumate din el. Nice! Înțelegerea ciudată. De obicei, pinguinii și focile nu sunt prieteni, dar aceste două animale au nimerit într-o situație neobișnuită. Foca a urmărit pinguinul și l-a ajuns în locul în care putea să-l atace ușor. În schimb, animalele au decis să vorbească mai întâi. Poate că pinguinul avea niște argumente mai bune. De ce? Fiindcă foca pur și simplu a plecat.
leul de mare Pancho. Lucrul care presupune să stai zile întregi pe o barcă în mijlocul oceanului nu e mereu atât de plictisitor precum poate părea. Mereu există șansa că de nicăieri va apărea un leu de mare care va transforma peștele vostru în prânzul său. El se va bucura de bufetul suedez, vă va permite să-l mângâiați și va pleca cu un pește mare la cină. Și da, dacă veți dori să experimentați așa ceva, trebuie să mergeți în Golful California și să vă întâlniți cu Pancho. Bibanul de mare. Acești pești sunt ca niște monștri marini, mari și periculoși. Nu, nu trebuie să credeți că dacă a fost prins și legat, va fi mai puțin periculos. Pentru referință, uitați-vă la acest video. Bibanul a văzut oportunitatea de a fugi și a înțeles că trebuie să se folosească de asta. Whisky în pește. Odată, un pescar a prins mai mult decât se aștepta și despre captura lui a început să vorbească tot internetul. După ce a început să curețe peștele și a ajuns la organele interne, a înțeles că în stomac se află ceva. Apoi a scos acest obiect. Era o sticlă. Cel mai interesant e faptul că era o sticlă de whisky care n-a fost niciodată deschisă. Se spune că modul maldivian de a prinde pește e foarte interesant. Maldivele oferă lumii circa 10% din tot tonul conservat. Datorită mărimii și vitezei peștelor și datorită faptului că pescarii prind pe undiță câte un ton odată, apoi îl aruncă imediat în barcă, probabilitatea de a nimeri pe cârlig e mică. Din cele 7 tipuri de specii comerciale pe care le pescuiesc acești pescari, intră și albacore, rezervele căruia în mare sunt foarte mari. Nu e doar cel mai bun și ecologic mod de a prinde tonul, dar și un spectacol la care merită să vă uitați. Pinguin la bord. Viața e importantă pentru toți, fie că sunt animale sau oameni, și asta se referă și la pinguini. Când acest micuț era urmărit de o balenă ucigașă, n-a văzut altă ieșire decât să sară în barca plină de oameni și să rămână acolo până când pericolul nu va dispărea. Prima încercare a fost fără noroc, de aia pinguinul a fost nevoit să sară din nou. El știa că astfel balena ucigașă nu-l va atinge. Impresionant! Cum de știa el că în barcă va fi în siguranță? Ursul fură pește. Acest pescar în sfârșit a prins un pește, dar n-a reușit să-l ia în mână că s-a apropiat ursul și l-a furat. Poate era ursoaică care căuta prânz pentru puii săi. Bine că pescarul nu s-a apucat să se bată cu ursul pentru pește, fiindcă de altfel nu mai includeam acest video în lista noastră. Decizia greșită. Pescarii nu mereu nimeresc în situații neplăcute, când de exemplu prind în mare creaturi ciudate sau rechini vicioși. Uneori sunt și în situații amuzante. Uitați-vă la acest om care a fost prea fericit că a prins peștele încât a uitat că anume pe el trebuie să-l arunce înapoi în apă. Odihnește-te în pace, dragă telefon! Femeia pe care o iubesc rechinii. Când am văzut pentru prima dată acest video, m-am gândit că rechinii chiar pot deveni animale de companie. Uitați-vă la ei, drăgălașii! Dar apoi ne-am mai uitat și la alte videouri cu rechini și am decis că n-am avut dreptate. Spre deosebire de noi, femeia iubește rechinii mult și ea pe ei. Rechinii se simt foarte confortabil lângă dânsa. Cristina Zenato e unica femeie care are așa legătură specială cu rechinii. Balenele pescari. De la început, acestea fac bule pentru a atrage peștii, iar când se adună destui, balenele cu cocoașe sac din apă. Au elaborat această tehnică ingenioasă timp de mulți ani. Genial, însă lucrează doar atunci când la pescuit participă mai multe balene. Da, are loc și pescuitul solitar, dar mai rar și fără mare succes. De obicei, e vorba de un grup de 20 sau mai multe balene, care în același timp prind peștele. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii, vă place pescuitul? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!